cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! O nouă săptămână din luna iulie anului 2020, ca să cităm din foști prim-ministri, sau anului 2020, ca să fim oameni normali. O nouă săptămână în care, vrem nu vrem, trebuie să discutăm pe parcursul ei despre pandemia de coronavirus, ce se întâmplă în acest moment în România, când vom ieși din această stare de inconștiență care persistă și persistă la toate, în toate zonele vieții sociale. Va trebui să discutăm, iarăși vrem, nu vrem, despre alegeri, că se apropie, oameni buni, se apropie data în care toate partidele își vor anunța candidații, își vor anunța listele de consilieri și, în mod normal, cel puțin la nivel teoretic, ar trebui să ne intereseze pe fiecare dintre noi ce și cum. Cine sunt cei de pe listă și în ce măsură ne reprezintă în comunitățile din care facem parte, în comunitatea județeană sau în comunitățile locale. Și mai mult decât atât, ar trebui să ne intereseze dacă pe strada, în cartierul, în zona în care locuim, avem un reprezentant sau nu. Și dacă nu avem un reprezentant sau nu la partide, să mergem să batem la ușa partidelor, că nu e nicio rușine. Putem să batem la ușa acum și online, dacă doriți, și să le spunem, bă, poate vă gândiți să puneți și doi consilieri din Mărăței sau din Țărâncuța, nu numai din centru și nu numai oameni care nu cunosc orașul. Acestea fiind zise, vreau să vă mai spun ceva. Săptămâna asta va fi o săptămână cu cafea destul de tare, nediluată, ba chiar pot să spun câteodată că va fi fără zahăr, pentru că o să avem invitați extrem de, nu de importanți, oameni care fac lucrurile să meargă în bine, în rău, asta rămâne să decideți dumneavoastră. Să vă spun așa, astăzi, în emisiune, președintele PNL Neamț, domnul Mugur Cosmanciu. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit, salut pe toată lumea care vă urmărește și acum și după, probabil va rămâne undeva de analiză și de digerat sau nu emisiunea. Sigur, sunt emisiuni pe care dumneavoastră le aveți în analiză de către mai multe persoane care nu reușesc să fie dimineața matinală. Ce spuneați că e 20-20, este și 13, deci o zic un loc. Auleu, auleu, am uitat. Dreptul, suntem și în 13. Începem cu dreptul, așa că aveți tot timpul la dispoziție pentru a savura cafeaua tare. Fără zahăr, că știți că mie e viața frumoasă și dulce, da. Nu mai trebuie și zahăr. Haideți să mai spun ceva pentru oamenii care ne urmăresc. Mâine dimineață, la aceeași oră, va veni președintele USR, domnul Iulian Bulai. Și miercuri, dacă astrele se așează, vom avea și președintele PSD în emisiune. Joi, ca de obicei, va fi domnul Harbuz, dar nu pe teme politice. Aici este o discuție, nu facem cu dânsul discuții politice la cafeaua de dimineață. Încă, cel puțin încă. Eu cred că cu dânsul nu vom face, că așa este o înțelegere. Vom vedea. Așa. Iar vineri, nu știm. Probabil că mai căutăm un șef de partid, că numai șef de partid avem săptămâna asta. Domnul Cosmanciu, haideți să începem abrupt și direct. Chiar vă rog. Sunteți președinte la Piatra Neamț, la PNL, din... La municipiul Piatra Neamț. Nu, la Neamț, scuzați-mă, la Neamț. În 2014, de pe 18 august. De pe 18 august. Da, sigur, de pe 18. Cât de iubit ați fost când ați venit? Păi asta așa, ca să ne stabilim așa o chestie. Cred că știți mai bine și răspunsul este relativ și relativitatea e dată de următorii factori. Depinde de cine.
de cei din neamț, din cei care m-au trimis, de cei care au avut grijă să mă ajute. Păi haideți să lămurim un aspect. Și de asta. Haideți să lămurim un aspect. Haideți să le lămurim pe toate. De ce credeți că v-au trimis pe dumneavoastră în neamț? Aici am să răspund doar așa. De ce credeți că s-a ajuns în această situație? Cred că s-a ajuns în această situație pentru că la momentul respectiv era multă tensiune. Cred că de asta. De ce eu? N-aș vrea să răspund eu. De ce eu? Poate veți răspunde dumneavoastră într-o analiză și într-un editorial, că știu că le puteți face foarte bine când vreți și când nu vreți, nu le faceți. Ce să facem? Suntem noi politicieni în presă. Vă faceți meseria și vă faceți bine. Și așa. E foarte important să faceți analize și editoriale, pentru că și sarea și piperul fac ca friptura să fie mai bună. Da. Cât de iubit am fost de atunci și până acum, pentru mine nu a fost un țel, un obiectiv în a-mi construi o masă unanimă. Eu, în tot ce am făcut până acum și ce voi face și de acum încolo, voi face conform principiilor pe care le am. Ceea ce am spus este întotdeauna un singur lucru. Sinceritatea să domine în baza oricărei discuții. De atunci și până acum, cât de iubit am fost, cât am fost atunci, de dorit sau nu, vă dați seama că întotdeauna există și oameni care poate vreau această funcție. Există poate oameni care au simțit că au avut o pierdere. Sau poate există oameni care au zis, băi, e mai bine să vină cineva. Este, din punctul meu de vedere, nerelevant după 6 ani de muncă pe aici, cât sunt cei care vreau sau nu vreau să fie alături de mine. Nu vor. De ce, vor sau nu vor. De ce spun eu că totuși e important să discutăm acest lucru? Pentru că se apropie alegerile locale. Pentru că prin funcția pe care o aveți, prin notorietate și prin autoritatea pe care o aveți, cei mai mulți oameni vă văd drept candidatul cu cele mai mari șanse la Consiliul Județean. De aceea, când mergi într-o asemenea bătălie, că este o bătălie, mai ales când o duci cu PSD-ul, în neamț vorbesc, trebuie să ai în spatele tău o armată care să-și folosească, cum să spun eu, armele sau argumentele împotriva celui cu care te confrunți. Să nu fiți nevoit să purtați o armură pe spate. Armură pe spate întotdeauna ești nevoit să porți. De ce? Știți cum era în camera lorzilor? Când a ajuns unul mai tânăr acolo, la un moment dat, secretarul camerei lorzilor, Whipman, cel care se asigura că tot timpul e prezența, i-a prezentat tânărului, uite, aici suntem noi, conservatori, aici avem noi locurile noastre, în momentul de față, noi o să avem locurile acestea în Parlament. Dincolo este opoziția, adică acolo sunt dușmani, nu, dușmani sunt în spate întotdeauna. În politică cam așa este. E foarte important să conștientizăm că viața unui om politic este dată de rezultatele pe care reușești să le ai, de felul în care reușești să construiești o echipă și proiectele pe care vrei să le promovezi. Putem vorbi foarte mult, dar vreau să vorbim exact cum vreți dumneavoastră, să fiu sigur că răspundem pe măsura cafelei pe care o avem. Fac o paranteză și sar puțin în afara județului. Vedeți, în Statele Unite există acum o campanie puternică împotriva lui Trump. Donald Trump însă, dacă va candida mâine, va ieși președinte. Pentru că el, în ciuda faptului că are în interiorul partidului, pe unii sau pe alții, care nu-l doresc, el a reușit să vorbească pe vocea poporului. De aceea, întorcându-ne, eu am convingerea că în interiorul PNL-ului, chiar dacă, poate sunt oameni care nu sunt în asentimentul meu uneori, sau poate nu sunt feblețea lor, vor avea maturitatea și înțelepciunea să își aleagă persoana cea mai potrivită care să conducă drumul PNL-ului spre victorie. Victoria PNL-ului în alegeri locale, când vor fi ele, atunci va însemna practic o altă paradigmă de dezvoltare a județului. Și cred că aceasta trebuie să fie conceptul pe care trebuie să îl aibă
că este membru sau nu membru PNL, dar fiecare cetățean care simpatizează cu dreapta și cu PNL-ul. Da. Atunci vă întreb direct. Întrebați-mă. Candidați? La? Consiliul Județean. Posibil să candidez la Consiliul Județean. Există această posibilitate. Nuanțez puțin, ca să fim clari. Răspunsuri ferme pentru a le da, este necesar doar puțină înțelepciune. Înțelepciunea trebuie să o aibă partidul în sine. Partidul Național Liberal, la Neamț, va alege persoana care are capacitatea cea mai mare să coaguleze și să mobilizeze. Pot fi mai mulți, trebuie să fim conștienți. În județul Neamț, în PNL, sunt mai mulți colegi care au și notorietate, care și-au construit și o imagine și care pot fi oricând candidați și președinți de Consiliul Județene. Consiliul Județean în Neamț. Și Laurențiu Leoreanu, și George Lazăr, și Eugen Țapu, sau și alți colegi, ca să nu stau să trec acum într-o revistă pe toți cei care îmi sunt aproape. Dacă colegii vor considera că eu sunt cel mai potrivit, nu voi avea nicio ezitare să-mi asum acest obiectiv. Deci. Așa cum am făcut-o și în 2016, când, dacă mă întrebați, acum după 4 ani, nu era unul din obiectivele pe care le aveam eu în agendă. Da, acum, dacă vreți să ne întoarcem la 2016, știți, nu știu, parcă v-aș întreba dacă v-a plăcut în primele zile de după ce s-au dat rezultatele alegerilor, dacă v-ați simțit confortabil alături de niște oameni care, cum să spun, după părerea mea și mi-asum ce spun, au contribuit major la succesul PSD-ului la Consiliul Județean. Eu sper că... Și vreau să mă explic. Adică mi se pare absolut incorrect la nivel de viață politică și puțin probabil la nivel de intenție de vot ca un candidat să ia un număr de voturi și partidul să ia mult mai puțin într-un fief pe care îl consideram cu toții ca fiind un fief liberal. Sau în mai multe fiefuri liberale, ca să nuanțez. Pentru că diferența de voturi cât a fost pentru majoritate la Consiliul Județean? Diferența de voturi între PNL și PSD a fost în 2016, dacă nu mă înșel, de 7500. 7500 de voturi. 7500 de voturi e nesemnificativ la ce înseamnă județul Neamț și nesemnificativ la ce înseamnă victoria pe care au avut-o atunci liberalii. Dacă îmi permiteți să vă răspund, v-aș spune așa. Eu sper că anul 2020 să găsească PNL-ul cu înțelepciunea analizei rezultatelor din 2016, când PSD-ul nu a câștigat alegerile la Consiliul Județean. I-a pierdut PNL-ul. A pierdut PNL-ul printr-o, să spunem, printr-un cumul de câteva mici greșeli care le-aș spune o lipsă de înțelepciune la momentul respectiv. Și nu cred că este important acum să vorbim despre 2016 decât din următoarea perspectivă. Depinde foarte mult de ce își dorește fiecare. Își dorește o altă viziune de dezvoltare sau își dorește să rămână stagnați în aceeași cutumă și practică care există acum în județ. Pentru că trebuie să fim onești. Domnul Bălănescu, știți foarte bine cum sunt. Eu mi-am construit retorica politică, discursul politic într-o zonă în care să nu atac, să nu jignesc, să nu răspund la astfel de provocări, dar să vorbim despre viitor. Eu consider că județul Neamț poate să aibă un viitor și acum va avea de ales care. În momentul de față, am să vă spun așa. Știți că era o perioadă când județul Vaslui, îmi pare rău că trebuie să-l menționez, era adus în frecvent în atenția știrilor de la ora 5. Cred că și aia e o latură pe care foarte mulți trebuie să o înțeleagă. Dacă vor să fie astfel de vedete, n-au decât să fie. Nu vreau ca județul Neamț să fie pus pe tapetul știrilor naționale cu astfel de știri. Deși există această posibilitate. Lupta politică pe care ar trebui să o aibă adversarii, competitorii, ar trebui să fie cristalizată, conturată în ceea ce s-a gândit poate și înainte de 89. Ca județul Neamț să fie un pol de dezvoltare. Pentru că aici exista o platformă pe zona Săvinești. La fel s-a construit la Roman.
Nu degeaba aici sunt cele mai multe mănăstiri. Cred că sunt cele mai multe mănăstiri din țară într-o rivalitate cu județul Vâlcea. Cred că aici Suceava. Mult mai multe decât în Suceava ca și număr de mănăstiri. Cred că aici se poate construi un hub spiritual cu adevărat. Nu cred că este o întâmplare că Durăul și înainte de 89 și nu doar înainte de 89 era definit ca fiind o perlă a coroanei turismului din Moldova. Iar lucrul acesta este de o amintire cu tristețe privită de cu oricare din cei care au fost atunci și acum. Nu cred că este o întâmplare că există barajul și lacul Bicaz. Lucrurile astea, dacă le înțelegem, va trebui să înțelegem clar, pentru că în momentul în care vom vorbi de alegeri, nu vei alege doar o persoană, ci concepte de dezvoltare. Bun. Nu sunt adeptul ideii că totul trebuie să stea într-o singură mână după Tătuc. Sindromul cu Tătucul a picat în 89. Unii sunt într-adevăr melancolici, că atunci era bine că toată lumea avea câte o bucată de pâine, dar se și muncea. Bun, acum, deci avem două, ce să mai lungim, avem două partide importante care în mod normal se vor bate pentru șefia Consiliului Județean. Surprizele pot apărea, dar sunt, cum se spun, doar ca să încline balanța într-o parte sau în alta. Deci este vorba de PSD, care probabil că îl va aduce din nou în față pe Ionel Arsene, și PNL, unde, în proporție mare, ar trebui să fiți dumneavoastră. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, calea propusă de PSD și calea propusă de PNL? Pentru? Județ. Calea propusă de PSD, cred că este calea care s-a văzut în ultimii 4 ani de zile. Și această cale va conta. S-ar putea să vină cineva să spună că are realizări. Sunt într-adevăr realizări, că dacă ne uităm la spital, îl vedem că e cu 12 etaje, cum s-a prezentat în mai multe planșe de către mass media. Sunt realizări, într-adevăr, mari. Sunt realizări mari, pe care ne le asumăm cu toții când facem niște fotografii pe niște drumuri. Dar cred că și dumneavoastră, când umblați prin județ, că știu cum umblați, dacă mergeți la oricare din mănăstiri, o să vedeți că nu coincide fotografia cu drumul. Și mă întreb dacă aia e calea corectă. Calea pe care o propune PNL-ul este o cale a dezvoltării. O cale în care productivitatea să crească. Pentru a putea vorbi de acest lucru înseamnă să creăm un cadru în care investitorii să aibă predictibilitate. Acest lucru înseamnă să vină companii mari care să dezvolte aici producție pe care să o trimită la export. Ca să putem vorbi de export, însă avem nevoie să întărim înapoi infrastructura rutieră mare, infrastructura feroviară mare, pentru că altfel nu vom putea vorbi de productivitate și competitivitate. De asemenea, ar trebui să înțelegem că dacă există această pandemie, pe care văd că o aveți tritată și pe ecran, această pandemie, că o vor unii sau alții definită conspirativ sau nu, va genera un lucru care se întâmplă de foarte mult timp, adică lucruri de la distanță, online. Ceea ce face și dumneavoastră în multe emisiuni, știri. Acest lucru va însemna că județul Neamț poate să cunoască și o dezvoltare pe zona IT, pentru că Iașul nu este departe. Dar trebuie să ai puterea să dezvolți aici hub industrial IT. Și pe zona aceasta se poate face. Pentru că nu vor dori să stea toți cei care sunt absolvenți de facultate și care vor fi angajați de mari companii, neapărat în Iași, în apartamente. Poți să dezvolți și alte concepte de parcuri tehnologice. Aceasta este iarăși o parte a călii pe care o propune PNL-ul. Sunt și alte concepte pe care le va prezenta pe parcursul programului și proiectului. Dar un singur lucru care vreau să-l menționez acum aici, în completarea acestei afirmații. Va propune respect. Respect față de fiecare cetățean și în care să conteze fiecare opinie într-o decizie democratică. Da. Vor fi alegeri în mod clar. Alegerile în Neamț se vor tranșa, deci rezultatul pe județ se va tranșa în mare măsură în funcție de rezultatul din cele două mari, din cele două municipii. Corect. Piatra Neamț și Roman. Corect. Cel puțin din punctul de vedere al liberalilor, al dumneavoastră. Cel puțin din punct de vedere al analizei pe care au făcut-o mai mulți oameni pentru 2016. Așa. Ei bine, în momentul acesta putem vorbi că cele două municipii sunt fiefuri liberale? Teoretic,
teoretic și practic, în momentul acesta, avem consilii locale, liberale, care sunt la conducere acolo. La Roman avem un primar, la Piatra Neamț un primar care este temporar autosuspendat din partid. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Deci putem vorbi despre niște fiefuri liberale în cele două municipii? Da. Putem vorbi. Da. Rezultatele alegerilor europarlamentare și prezidențiale, care au continuat după cele locale, au arătat că aceste două municipii au o pondere în care electoratul gândește spre liberali. Dar nu trebuie să neglijăm nici celelalte persoane care au mers și au votat spre alte partide. Dar putem vorbi că există în momentul de față o afirmație corectă în a spune că Piatra Neamț și Roman sunt fiefuri liberale. Ei bine, pentru dumneavoastră, ca partid și ca posibil viitor candidat, sau probabil viitor candidat, e foarte important ce se întâmplă aici, în cele două municipii, ca și în fiecare localitate, dar din punct de vedere electoral, aici sunt, e focalizat probabil mai mult interesul dumneavoastră. Putem vorbi în momentul acesta despre echipe formate la Piatra Neamț și la Roman cu care să intrați în bătălie? Da. Deci, ca echipă. Ca echipă, da. Ca echipă. Da. Putem vorbi despre candidați și o competiție între candidații din PNL pentru nominalizare? Da. Dacă mă întrebați nume, încă nu. Încă nu. Dar tot ce vorbiți este corect. Doar că numele încă nu o să-l furnizez. Și când o să fie numele? Cred că sfârșitul lunii august. Iulie, pardon. Sfârșitul lunii iulie. Da, începutul lunii august. Atunci haideți să încercăm altfel să abordăm. Încercați cum? Ați depășit problemele. Eu vorbesc acum la mod, că așa, toată lumea știe că sunt probleme. La Piatra Neamț, domnul, nu are sens să ne domnul dăm Dragoș Chitic, decât că știm realitatea. Da. Domnul Dragoș Chitic este autosuspendat din partid. Da. În momentul acesta este autosuspendat. Da. Nu, este una din persoanele luate în calcul pentru candidatură? Lucru care vreau să-l subliniez față de întrebarea dumneavoastră este următorul aspect. În orice sondaj de opinie, Dragoș Chitic este pe primul loc. Asta știm. Mai departe, pentru a putea fi luat în calcul o persoană, trebuie să îndeplinească trei condiții. Să-și dorească el. Bun. Să-l dorească partidul. Da. Și să poată câștiga. Poate fi un competitor oricând care va câștiga primăria. Eu, persoană fizică, Mugur Cosmanciuc, oricând mă pot gândi că Dragoș Chitic va putea fi un viitor primar liberal. În ciuda statutului pe care îl are? Nu am zis. Vis-a-vis de statut. Eu persoană fizică. A, pe persoană fizică. Eu da. Persoană fizică. A, dumneavoastră persoană fizică. Eu persoană scuzați, fizică. N-am fost atent la nuanță, de obicei sunt atent. Dar sunteți foarte atent, dar ați încercat să vedeți dacă rămâne cantonat în afirmație. Da, eu persoană fizică. Eu președinte de organizație al Partidului Național Liberal în județul Neamț, trebuie să fiu foarte atent în momentul în care voi propune în CDJ o nominalizare pentru a fi validată. Dar Dragoș Chitic este o persoană care oricând poate fi un foarte bun primar liberal în Piatra Neamț în continuare. Mergem un pic la Roman? Mergem unde vreți. La Roman, săptămâna trecută a fost o conferință de presă la prefectură și foarte mulți colegi din presă au întrebat ce se întâmplă cu primarul de Roman care, după mai mulți ani de judecată, a fost, mă rog, declarat incompatibil de ani. O decizie destul de discutabilă, dar asta este o altă poveste, e decizie, n-ai ce face. Domnul Micu, în sondaje, stă la fel de bine ca domnul Chitic? Domnul Micu stă detașat cel mai bine în municipiul Roman. Dacă asta era ideea pe care o întrebați. Da. Nu vreau să fac comparații între cei doi colegi. Okay. Dar tot pe primul loc este. Pentru că nu sunt relevante
da. Să spun, sondajele între cei doi, pentru că unul e în Roman, unul e în Piatra. Dar este detașat pe primul loc în orice sondaj de opinie în municipiul Roman. Domnul Micu, este luat în calcul printre cei din echipa care ar putea să facă pentru o candidatură la Roman? Mugur Cosmanciuc, persoană fizică, analizează această posibilitate, ca domnul Micu să fie un bun primar în continuare. Am înțeles. Da, deci am făcut un pas înainte. Deci și domnul Chitic și domnul Micu sunt în atenția persoanei fizice Mugur Cosmanciuc, președinte PNL Neamț și deputat de Neamț. Haideți să mergem un pic și mai departe. În momentul în care veți propune niște oameni un program, pe ce vă bazați? Pentru că în momentul în care PNL-ul a venit la guvernare, la nivel național, a avut niște mici surprize. Și le știm cu toții. S-au dus la fondul de rezervă și au văzut că trebuiau să ia rezerva rezervelor. S-au dus prin diferite ministere și au găsit niște lucruri. Nu s-a spus suficient ce s-a găsit. Asta este o părere proprie, dar este o altă poveste, ține de borșul guvernării, ca să spun așa. Dumneavoastră, presupunem că știm că ați câștigat. Vă așteptați la surprize la Consiliul Județean Neamț? Adică să veniți cu un program, cu un proiect și când să vă duceți acolo să vedeți că la cămară mai avem doar două compoturi de rabarbăr. Două laturi. Unu, pe guvernare națională. Da, visteria nu era doar goală, ci era și îndatorată. Asta este situația, merge mai departe. Nu are sens. Problema pe care vreau să o conștientizeze însă lumea este că s-a îndatorat pe investiții care nu sunt multiplicatoare de venit sau multiplicatoare de dezvoltare ulterioară. Generatoare de dezvoltare. Generatoare, multiplicatoare, da, nu sunt. Asta este o problemă pe care va trebui să o conștientizeze toată lumea. Și nu are sens să intrăm într-o retorică cu grea moștenire, pentru că atunci când îți asumi să preiei, ca într-o afacere, o companie, că este în insolvență, că este în faliment, că îți construiești de la sine și preiei activele unei alte companii, îți asumi să ai un plan managerial ca să o duci pe profit. Dacă rămâi în retorica cu grea moștenire, înseamnă că nu ai înțeles care este menirea ta în viitoarea proiecție. De aceea, legat de guvernare națională, da, am preluat o situație neplăcută, chiar urâtă, despre care nu am vorbit foarte mult pentru că au fost N factori care au apărut. Criza, inclusiv pandemia. Criza care a trebuit gestionată foarte bine și s-a gestionat foarte bine de către guvernul Orban, pentru că dacă analizăm numărul de decese pe care le-a avut țara noastră comparabil, proporțional cu celelalte țări unde a fost pandemie, o să constatăm că suntem clar într-o zonă de analiză pozitivă. Va trebui, o altă paranteză, ca pe această pandemie care este în momentul de față, ca această isterie, să știm să reușim să păstrăm o prevenție care să ne păstreze sănătatea. Dar mergând mai departe, PNL-ul a mers mai departe în preluarea guvernării și a vorbit despre viitor. Vedeți că s-a vorbit despre autostradă și s-au făcut pași pentru ca autostrada să aibă aviz de mediu. Știți că era foarte mare discuția că nu are aviz de mediu, că să facem cu parteneria public-privat, că vreau niște chinești, dacă nu mai vreau. E vorba de perspectivă de dezvoltare. Va fi și această autostradă și o vom finaliza. Și la fel PNL-ul a gestionat foarte bine tot ce a însemnat sistem de sănătate, pentru că trebuie să fim conștienți că țara nu era pregătită pentru astfel de pandemie. Vedem Franța cum a reacționat, vedem Italia, vedem Spania. Dar sistemul a fost bine manageriat de către domnul ministru Tătaru, de către între guvernul Orban. De aceea, partea cu grea moștenire o lăsăm pentru a fi doar conștientizată de cei care vor să înțeleagă realitatea. Nu s-au întâmplat să fie minusuri sau întârzieri la plată de salarii, la plată pensii, la tot ce a însemnat sistem care a trebuit ținut în condițiile în care România nu mai putea produce. Da? Că există o realitate.
Și cred că, iarăși, trebuie să înțelegem că facem pași importanți pentru a sprijini dezvoltarea producției autohtone. Pentru că acum ne dăm seama ce a însemnat 20 și ceva de ani spre 30, în care, practic, în România nu a mai avut producție. Încurajăm dezvoltarea producției autohtone, a investitorilor care vor să facă producție autohtonă. Și Ministrul Economiei, domnul Virgil Popescu, face acest lucru foarte bine. Revenind la întrebarea cu plan local, nu am o problemă și nu cred că vreun coleg de-al meu va avea o problemă să se împiedice că va găsi o vistărie goală. Nu. Pentru că în momentul în care se vorbește despre viitor, eu personal știu și modul în care se pot aduce și investiții și modul în care se pot aduce finanțări. Bugetul unui consiliu județean sau unei primării este limitat clar, ca să ne înțelegem bine, indiferent de cine este. Există o marjă clară pe care o ai la dispoziție pentru investiții. Mai mult de atât, n-ai cum, decât dacă îți aduci alți investitori care să-ți lase bani acolo. Nu ai, de oricât te-ai învârti, nu ai cum să scoți mai mult, pentru că este pe niște criterii foarte bine stabilite de legea finanțelor. Așa este, dar poți să faci un împrumut, cum s-a întâmplat într-o anumită perioadă, un împrumut mare, faci împrumutul ăla și te apuci și faci șosele, dau un exemplu, că tot e la modă cu șoselele, și ai făcut împrumutul la limita de împrumut și după aceea următorii care vin stau și se gândesc de unde mai iau niște bani pentru cofinanțări, de unde mai găsesc bani pentru investiții. Când faci acel împrumut, e foarte important să analizezi dacă banii pe care îi obții în urma împrumutului îi folosești într-un mod care să îți permite ca ulterior să și plătești împrumutul. Să vă dau un exemplu cu România în anii 70, când țara nu era atât de dezvoltată din punct de vedere economic și cred că știți mult mai bine. Lucrul acesta este scris în doctrina economică și e un exemplu care ar trebui să fie bine înțeles. În momentul respectiv, România avea nevoie de bani pentru a se dezvolta. Era parte a unei componente ce însemna gândirea fostului caier. Și practic avea și niște interdicții de dezvoltare a relațiilor diplomatice cu alte state care nu erau. Dar, la acea vreme, ministrul finanțelor a intrat în dialog cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar. Și au intrat în dialog pentru a face un împrumut. Banca Mondială a zis atunci, noi vă dăm $1 miliard, care însemna foarte mult. Erau bani la vremea aceea. Dar vrem ca și condiții să-i băgați în infrastructură. Ministrul finanțelor a zis, nu suntem de acord. Și întrebarea care a fost, de ce? Pentru că dacă îi băgăm în infrastructură, noi nu o să avem producție ca să putem plăti acest împrumut. Ne dați banii să dezvoltăm țara. După N negocieri, s-a aprobat. Și pe acei bani s-a făcut poate și la Roman, și la Hunedoara, vorbind național, și la Săvinești, și la Galați, și a însemnat producție care a însemnat export, care a însemnat plata datoriei. Dacă folosim banii cu cap, că la orice împrumut, banca îți dă bani, dar îți pune și dobândă. Dacă îi folosești cu cap, vei putea să ai profit ca să poți să-ți plătești rata și să-ți rămână. Da, infrastructura este necesară. Infrastructura este utilă. Infrastructura este necesară să vină investitorii. Dar dacă ai făcut doar infrastructura și în paralel nu ai dialoguri clare, ferme cu investitori, te uiți la ea. Pentru că tot noi între noi o folosim și din acea rovinietă nu o putem amortiza. N-am putut noi să amortizăm din taxa Băsescu, dacă e din rovinietă. Păi vedeți? Despre ce vorbim aici? Domnul președinte, vorbim de infrastructură în neamț, da? Care sunt, să spun eu, elementele de infrastructură din neamț care ar trebui să fie prioritare pentru toți cei care, indiferent de culoarea politică, ar fi la butoane în județul Neamț? Pentru că haideți să pornim de la următoarea premiză. Romanul este pe o cale de acces mult mai facilă și se simte lucrul acesta. Piatra Neamțu, din păcate, nu. Și se simte lucrul acesta. Uitați, ne spune un telespectator, pleacă lumea din Piatra Neamț, aici se trăiește bine doar dacă ai bani din alte surse, investitorii pleacă deoarece nu este viitor, din mai multe cauze, lipsa infrastructurii, etc., etc. Deci, care ar fi elementele de infrastructură care ar trebui să ne
să reprezinte polii de dezvoltare viitor pentru județ. E important pentru că următoarea întrebare ar veni de aici încolo. Vă răspund. În momentul în care vorbim despre infrastructură, trebuie să avem trei paliere pe care trebuie să le conștientizăm foarte bine. E o infrastructură națională în care nu poate județul Neamț să rezolve problema pe cont propriu și trebuie să creezi două culoare, două axe de transport, nord-sud, est-vest. Cele două culoare de transport practic sunt într-o sarcină care ține de un parteneriat al județului Neamț, dar nu doar al județului Neamț, ci al tuturor județelor din Moldova, din regiune, cu guvernul României. În momentul în care ai un culoar rapid, care a existat dintotdeauna, care să străbată țara de la Vama Siret până la Vama Giurgiu, de la Vama Ungheni, Albița, până la Vama Orcarofia de pe granița de vest, practic ai definit aici un culoar de transport pe care vor circula și alții din afara țării, pentru că vor veni de la Marea Nordului, culoar? Baltică, da. Baltică, de la Marea Baltică, spre Istanbul. Acest lucru nu-l poate rezolva Consiliul Județean, dar Consiliul Județean poate face demersuri ca Guvernul României să conștientizeze necesitatea promovării rapide. Lucrul acesta se întâmplă, pentru că în cadrul Guvernului României există o susținere fermă pentru că aceste două culoare să fie bine definite și repede. Tot în cadrul infrastructurii naționale trebuie să înțelegem că sunt obiective strategice care definesc practic căile de acces spre Piatra, Bicaz, Poiana Largului. Atunci vorbim și despre o dezvoltare a turismului și despre o dezvoltare a infrastructurii rapide pentru, de la centrele de producție exact pentru export. Exact asta suntem întrebați pe chat. Noi avem foarte multe atracții turistice. Ok, de ce nu se investește în turism așa cum trebuie? Pentru că orice investiție în turism are nevoie de o dezvoltare a infrastructurii. Oriunde mergi în lumea asta, practic, căile de acces trebuie să-ți fie facilă și nu doar cea rutieră. Trebuie să ajungem într-un concept în care să se poată dezvolta de către privați concepte mari, resorturi mari, în care să vină oameni care să-și permită să cheltuiască niște bani și care să aibă posibilitatea, dacă vor, să vină cu un elicopter, pentru că există astfel de oameni care își pot permite să vină cu un avion charter, pentru că pentru ei nu contează că este o sumă mare de bani, însă pentru noi este important ca banii să rămână aici. Și aceasta este zona și palierul național. Urmează palierul județean, unde este necesar un master plan al drumurilor județene. Un plan clar care să facă o dezvoltare conceptuală clară în 4 ani, în 8 ani, pe axele care sunt în momentul de față circulate. Dacă vrem să vorbim despre dezvoltare turistică, păi e clar fiecare punct, pilon principal, că este spiritual, mănăstiri, că este natural, că e Ceahlău, că e Parcul Natural Vânători, că este lacul Bicaz, trebuie să fie ușor conectat. Și asta este treaba Consiliului Județean. Și nu în ultimul rând, este situația drumurilor comunale. Nu poți să vorbești despre o dezvoltare, că este turistică, că este industrială, în care încă sunt mai drumuri din pământ. Și atunci și aici este nevoie de o situație centralizată în care la fel guvernul trebuie să se implice pentru că autoritățile locale să știe clar. Drumurile comunale sunt asfaltate cu tot ce înseamnă rigolă, cu tot ce înseamnă pistă de bicicliști, cu tot ce înseamnă adaptare la condițiile actuale și în momentul respectiv ai creat conceptul favorabil pentru oricare cetățean care vrea să se simtă bine sau să facă o investiție. Haideți să vă ridic o minge la fileu în emisiunea asta. Trebuie să fac și asta. Haideți să vorbim și despre gaz metan. Săptămâna trecută, la final de săptămână, a fost un eveniment în zona Gherăiești, da? Dacă nu mă înșel. Au venit de la Transgaz, au fost factorii politici din județ, din zona liberală, dar au fost și primarii din zonă, pentru că acolo este acel nod în care se investește și care de acolo ar trebui să se poată racorda localitățile care au proiecte pe așa ceva. La acest proiect, Transgazul, domnul Sterian și eu, am avut discuții pentru ca operaționalizarea să fie la Gherăiești din anul 2015-2016. Practic, gândirea noastră a fost de a face pași din timp, că atunci când este cadrul necesar spre materializare,
să se întâmple. Și s-a întâmplat, se vede. Gazul metan, gazul românesc, va ajunge în fiecare gospodărie. Vedeți că avem, vorbim iarăși de această pandemie. Cred că este o greșeală majoră a statului să investească foarte mult în zona de a asigura dezinfectant, că îl dai pe străzi, că îl dai în scara blocului, dar să nu investești în a asigura fiecare gospodării apă, canal și gaz în casă. În care tot ca și stat trebuie să ai rolul clar, obiectiv, de a asigura infrastructura până în dreptul gospodăriei. Și de acolo, mai departe, persoană fizică își plătește și își aduce în casă. Și tot datoria statului este ca să asigure că acele investiții, prin legislația asta și prin anumite măsuri chiar coercitive, nu sunt făcute doar de dragul de a fi făcute. Corect. Pentru că am tras apă în nu știu câte comune și avem 8-10 utilizatori la apă. Și aici este corect. Canalizare cu și mai puțini utilizatori. Adică, nu știu, lucrurile astea ar trebui discutate odată pe față și în mod direct. Măi, oameni buni, tragem gaz. Bun, tragem gaz până în fața gospodăriei. De acolo, omul ce face? Omul își va aduce gazul în casă. Dacă vrea. Doar statul trebuie să facă următoarele lucruri. Unul, să-l conștientizeze că va fi cea mai ieftină resursă. Vedeți? Ca să-l facă. Să-l ajute. Că s-ar putea să nu-și poată permite ca o gospodărie să investească 2000 de euro cât va fi poate raportul într-o zonă sau 1500 de lei într-o altă zonă în funcție de distanță. Să-l ajute cu programe, cu proiecte, cum este prima casă. Poate să fie prima racordare. Da, cum va ajunge, întrebare, cum va ajunge gazul metan în toate localitățile, mai mult în zona de munte? Cu o finanțare garantată de stat, pentru ca fiecare gospodărie să-și poată permite cu rate eșalonate în timp să aibă acel gaz. Și o protecție a consumatorilor față de companiile de gaz. După, pentru că sunt consumatori captivi, să asiguri o protecție asupra prețului pe care îl va plăti ulterior. Și aici este rolul Consiliului Concurenței, unde domnul Chirițoiu și-a făcut corect treaba până acum. De aceea, cum ați întrebat, va ajunge și pe zona de munte și pe zona de șes. Sunt lucruri care se vor rezolva. Trebuie doar să le încep etapizat, iar în fiecare demers să ai o gândire strategică în care să înțelegi că dacă faci o astfel de investiție, o faci pentru nu un an, doi, ci pentru câțiva zeci de ani în față. A, știți că în neamț avem și problema aceea. Avem servicii teoretic foarte bine implementate, vorbesc teoretic. Adică s-au cheltuit niște bani mulți, chiar bani europeni, cum este apa servă. Și avem, pe de altă parte, situația cealaltă. Avem apă în județ, este administrată de Apa Vital și mulți primari din neamț vor să se ducă spre Apa Vital, să preia Apa Vital administrarea. Știți foarte bine și trebuie să spunem o realitate. Nu contează numele. Apa Serv a fost menegerată prost. Nu contează numele persoanei care a fost temporar în funcție. Că au fost mai mulți. Dacă Apa Vital este un exemplu, consider pozitiv la nivel de regiune, este pentru că au avut o constantă susținere în, indiferent de culoare politică, în a-și păstra aceeași conducere. Conducerea respectivă a făcut un plan managerial în care a înțeles că lucrurile vor evolua, iar societatea, este societatea Apa Vital, a extins și în afara județului și în afara țării și spre Republica Moldova. De aceea trebuie să înțelegem că județul Neamț are o companie care a fost manageriată deficitar. Sunt localități în județul Neamț unde nu este apă curentă. Iar eram, spre exemplu, prin Costișa. Nu este normal. Nu este normal. Nu este normal să nu fie presiune. Lucrurile acestea înseamnă un management defectuos. Într-o competiție care există în zona economică, da? Apa Vital este clar peste Apa Serv. Dacă oferă un preț mai bun, dacă oferă o calitate mai bună, o reacție imediată la intervenție înseamnă că cei de acolo au știut că sunt tot a unor
Sunt tot ai statului, tot ai unui consiliu județean, cei care lucrează acolo sau societatea în sine. Înseamnă că au știut să concureze și să se adapteze. Este o investiție clar necesară ca fiecare localitate și fiecare gospodărie să aibă apă curentă. Dar apă curentă înseamnă și un preț bun, și o calitate, și în permanență o utilizare. Domnul președinte, așa cum este Neamțul, are posibilități de dezvoltare. Din păcate, dezvoltarea asta s-a făcut, cum să spun eu, pe bucăți. Uite, îmi place ideea asta pe care ați lansat-o, că în anii 70, cei care conduceau țara, chiar dacă erau comuniști, au avut niște politici. Au avut o politică de dezvoltare vizionară a țării, durabilă și cu o strategie echitabilă. Uite, e curajos să ai o asemenea atitudine. Județul Neamț, trebuie să admitem, are un specific pe care trebuie să-l înțeleagă fiecare și îl știți mai bine decât mine. Există o rivalitate vorbită sau nevorbită între ce înseamnă Roman, ce înseamnă Piatra. Sau alte zone, că sau există. Târgu Neamț. Sau alte zone, că există. Din fericire încă Bicazul, din nefericire. Din nefericire. Bicazul n-a avut un președinte. Din nefericire. Dar, dacă înainte de 89 s-a știut acest lucru, și s-a acceptat pentru că au zis, ok, hai să vedem ce avem de rezolvat pentru a se dezvolta județul. Și să fim cinstiți, și era un singur pix. Și era un singur pix, dar care nu era pe persoană fizică, era a unei gândiri. Cel care ține pixul și semnează trebuie să înțeleagă că nu e pixul meu, nici al dumneavoastră. Domnul Bălănescu și dumneavoastră aici aveți pixul în mână. Puteți decide cine să intre și cine să nu intre în emisiune. Dar în momentul în care, și nu faceți dumneavoastră asta, în momentul în care cădeți în panta în care eu fac totul, s-ar putea să scadă ratingul, absolut, s-ar putea să vă spună că vi s-a urcat la cap, ca să folosesc doar o parte elegantă în exprimare, și nu e vorba de dumneavoastră, ci ceea ce vreau să spun este că orice om al statului, că este primar, că este președinte de Consiliu Județean, președinte de partid, sau parlamentar, trebuie să înțeleagă că este un reprezentant. Eu, când adopt o lege, o adopt ca reprezentant al unor cetățeni, cunoscuți sau necunoscuți, dar care m-au validat. Cel care este primar și când ia o hotărâre în Consiliul Local împreună cu Consiliul și duce la îndeplinire, este reprezentantul Consiliului Local al primăriei pentru a reprezenta corect. La fel și la Consiliul Județean și oriunde. Nu dau bani de la mine de acasă. Bani de la mine de acasă e când merg în altă parte. De acolo se aprobă. Se aprobă într-un anumit mod. Inclusiv comuniștii. Că, băi, tu trebuie să ai o dezvoltare strategică și durabilă, atunci, practic, n-ai nici adversari. Pentru că te vor susține. Pentru că știți foarte bine, inclusiv în Partidul Comunist, poate erau grupări. Unele mai mari, altele mai mici, dar au avut o gândire de dezvoltare. Erau în spate, da. Nu ne întoarcem într-o perioadă care este apusă. Dar trebuie să înțelegem că inclusiv China, care are un partid comunist la putere, are o dezvoltare strategică pentru că au înțeles că niciunul din multimiliardarii care sunt acolo nu sunt o persoană fizică. Sunt creația partidului și ai China. Știți că au trecut 40 de minute? Nu știam. Vă spun eu. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Eu sper să veniți mai des, pentru că doar din asemenea discuții putem afla ce doriți dumneavoastră ca persoană, ca președinte de partid, ca posibil candidat la Consiliul Județean pentru această zonă. Haideți să facem un exercițiu. Dumneavoastră sunteți moderator și eu sunt Ionel Arsene. Puneți-mi trei întrebări. Nu vă răspund la ele, dar vreau să văd cam ce întrebări ați adresat dumneavoastră. Dar nu vreți să faceți exercițiul ăsta cu Ionel Arsene? O să-l cu fac mine. Pentru a avea posibilitatea... Intrați în direct împreună? Oricând. Cu mare plăcere. Nu vreți să faceți o astfel de dezbatere în care... Cu mare plăcere. Dumneavoastră moderați. Cu mare plăcere. Haideți să ajungem într-o zonă în care e normal, nu este anormal. Eu miercuri, dacă dânsul va veni în emisiune, o să-i ridic această... În care aici, în studio, dumneavoastră faceți moderația, un ciclu de emisiuni
în care puneți dumneavoastră întrebările, lucrurile care cu sunt... Cu mare drag și cu alți candidați, dacă este care, nevoie. Despre care vorbesc s-au întâmplat în foarte multe localități, în foarte multe țări, în foarte multe județe. Adică nu cred că suntem niciunii dintre noi anormali. S-a pierdut exercițiul dezbaterii în neamț. Și nici nu cred că cineva are vreo jenă, vreo rușine să stea de vorbă față în față cu celălalt. Domnul președinte, eu aș fi cel mai fericit om din lume ca să văd dezbateri la nivelul acesta al celor care se confruntă pentru președinția Consiliului Județean, iar președinții de partid să le impună candidaților la primării, indiferent de primării, să facă aceste dezbateri la nivelul localităților. Abia atunci vom putea vorbi despre prezentarea programelor în fața alegătorilor. Domnul Bolănescu, dacă îmi permiteți, mă cunoașteți. Nu doar că merg pe ideea care a spus-o acum, de foarte mult timp, adică de a recomanda, de a impune, doar că dezbaterea trebuie să ai și cu cine să o faci. Să vină omul la dezbatere, da. La mine, în zona mea de gândire, ca reprezentant al Partidului Național Liberal în județul Neamț, am avut oricând deschiderea să susțin un om care vrea să vorbească public și să-l și ajut. Consider că atât timp cât vrei să reprezinți pe cineva într-o funcție, trebuie să ai puterea să te prezinți în fața oricărei dezbateri și să răspunzi la întrebări. Chiar dacă poate nu sunt plăcute. Important e să fie civilizată, că nu intrăm într-o zonă de jignire. Dacă se ajunge la jignire, tăie microfonul și am terminat povestea. Cred că această gândire trebuie bine înțeleasă de fiecare om. Vorbeam puțin mai devreme de nostalgicii Partidului Comunist. Inclusiv atunci erau dezbateri, și știți foarte bine. Inclusiv atunci erau polemici pe zone de dezvoltare. Cred că România trebuie să întoarcă în Parlament, să aibă dezbatere, cum era în perioada interbelică, cum era întotdeauna în orice colț al lumii și cum este și acum. Cred că România are nevoie ca în județul Neamț, dacă vorbim de județul Neamț, să aibă o clasă politică responsabilă, care să aibă puterea să-și respecte adversarul și care să vorbească în dezbatere despre gândire de dezvoltare. Nu despre păreri personale. Părerile mele personale pot să le spun la dumneavoastră în birou, la o cafea la o altă separată. Cafea, da. La o altă cafea. Da. Pentru că aia înseamnă o altă zonă. Da, cred că acest lucru trebuie făcut. Oricând sunt deschis, și nu doar eu, ci și toți colegii mei, pentru acest subiect. Și nu doar pentru acest subiect, pentru tot ce înseamnă, practic, o transparență, că trebuie să avem puterea să avem o transparență. Și în încheiere, dacă îmi permiteți, că bănuiesc că se apropie de final, am să vă spun că la fel gândesc și acum, ca și acum 6 ani, și consider, ca și atunci când am intrat în politică, că în momentul în care vine un alt partid la putere, trebuie să continue tot ceea ce este bun față început de celălalt. Să știți Partidul Național asta Liberal, vreau să vă mai întreb. Partidul Național Liberal n-a oprit și nu va opri nicio investiție începută de PSD. Problema e că sunt puține începute. Dar cele care au fost începute vor fi susținute și continuate. Dacă sunt investiții cu probleme, nu este problema mea ca un politic. Dar eu, ca un politic, am avut de la început mesajul clar și mă refer clar, ca să fie bineînțeles, la DN15, că acel obiectiv se va finaliza. Și cred că pentru dumneavoastră sau pentru oricine care este aici în studio sau afară în piață, nu contează când va merge pe acolo că au fost liberali sau pesediști, va conta să vadă că e drumul bun. Vor judeca dacă vor constata că drumul este prost sau poate unii mai inițiați vor zice, bă, dar a fost cam mult pe metru pătrat sau ce-o fi fost. Asta nu e problema mea. Asta este o problemă care ține de nu altceva. Este problema mea. Problema mea este că acel obiectiv să fie finalizat și se va finaliza. Orice alt om care acuză și o retorică greșită că noi am fi vrut să blocăm acel obiectiv, nu pot să spun decât că se încadrează în genul de afirmații denigratoare sau mincinoase. Cu bună știință sau nu, e problema lui. Eu v-aș sugera să mai mergeți un pic pe acolo, să vedeți dacă încep lucrările, că așa avem noi astăzi, informații. Astăzi la ora 10.30 voi fi acolo, am rugat și dacă... Deci mergeți la 10.30? Da, și după vom comunica. Am rugat și va veni, cred că, domnul director regional de la compania de drumuri, domnul Dan Pilă, l-am rugat și l-am invitat și pe domnul prefect ca să se ocupe ca organizarea să fie în condiții corecte, legale, cu toți factorii decizionali de aici din județ, pentru că nu mă interesează să-mi fac o fotografie acolo, domnul Bălănescu. Mă interesează ca promisiunea făcută de constructor
și de Ministerul Transporturilor, asumată contractual, în luna, să fie îndeplinită în luna septembrie. Dacă nu, va fi îndeplinită. Că arunc eu cu noroi sau dumneavoastră sau altcineva, pentru oamenii de acolo nu va conta. Și mă interesează ca acel lucru să fie finalizat și se va materializa. Și pe mine mă interesează să ne spună, nu știu, domnul Pilă, cine o fi tehnician, de ce în septembrie, de ce nu în august, de ce în octombrie. Nu vreți să-l invitați odată, măcar prin telefon? Cu mare drag pe domnul Pilă oricând. Păi uitați, am să-i recomand și mai departe nu rămâne decât ca dumneavoastră și el să vă sincronizați sigur în momentul în care să decideți că va răspunde. Așa. Pentru cei care mă tot întreabă pe site, domnul Cosmanciu candidează, întrebați-l. Sunt cei care au intrat mai târziu în emisiune. Deci, haideți mai repetați dumneavoastră o dată. Dar repetați dumneavoastră ce am spus eu și după vă completez să vedeți de ce zic. Domnul Mugur Cosmanciuc probabil va candida la președinția Consiliului Județean dacă forurile de conducere ale partidului în care domnia sa este președinte la nivel județean vor fi de acord cu acest lucru. Și am să vă mai spun un lucru. Dacă lumea vrea, cu adevărat, va avea un alt președinte de Consiliul Județean. Dacă nu vrea, atunci să nu plângă după. Iar în următoarea emisiune, în care cred că o să mă invitați, că singur sau cu altcineva, deci v-am spus, săptămâna viitoare, s-ar putea să vă mai ofer știri. Bine, vă mulțumim frumos, vă dorim o zi plăcută împreună cu domnul Pilă. Puneți o pilă la domnul Pilă, să facem o emisiune. Am să-i duc o pilă ca să vină cu ea aici. Așa, ca să discutăm nu numai despre DN15. Nu. Pentru că la nivel de DRDP sunt mult mai multe lucrări care s-au făcut sau sunt în curs. Da. Nu, o parte se lucrează, o parte sunt de făcut și este de discutat. Și ar fi de mare interes pentru județ. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați tras piciorul. Să spun astăzi. Foarte mult pentru invitație. Așa, și vă doresc să beți cafele cât mai bune, cât mai multe. Aici și la dumneavoastră. Și la mine, și în altă parte, nu contează. Important este să vă facă bine. Mulțumesc. Cele bune. La revedere, numai bine, oameni buni. Mâine dimineață, dacă lucrurile sunt în ordine, domnul Iulian Bulai.